Bine te-am regăsit la o nouă lecție de microscopie. Astăzi vom pătrunde în tainele țesutului conjunctiv fluid, sângele. Pentru această activitate practică, îți propun următoarea fișă de observație. Urmărește pașii și formulează concluziile. Sângele este format din plasmă și elemente figurate, reprezentate de eritrocite, leucocite și trombocite. Iată imaginea la microscop a sângelui, în care se disting eritrocite nucleate. Acestea își pierd nucleul în sângele circulant. Legenda te va ajuta să identifici noțiunile. În această imagine la microscop se observă eritrocite anucleate alături de o globulă albă și trombocite. Legenda te va ajuta să identifici componentele la microscop. Recunoaște elementele figurate ale sângelui din imaginea alăturată. Răspunde cerințelor temei și formulează concluziile. Sângele reprezintă un sistem de comunicații între organe. Cu ajutorul acestuia, sunt transportate substanțele hrănitoare, gazele respiratorii, este asigurată imunitatea organismului și reglarea temperaturii corporale.